Bine te-am regăsit la o nouă lecție de genetică. Astăzi vom vorbi despre transmiterea ereditară a unor boli genetice, a bolilor determinate de gene recesive situate pe heterozomi. Pe parcursul lecției vei putea descoperi modul în care se transmit aceste boli în urma rezolvării situației problemă pe care ți-o propun. Daltonismul este un exemplu de boală determinată de o genă recesivă situată pe cromozomul X. Aceasta este o boală care duce la incapacitatea de a diferenția anumite culori. Rezolvă situația problemă, argumentează fiecare răspuns al cerințelor și formulează concluziile. Gena pentru daltonism se moștenește pe linie maternă la băieți și pe linie paternă la fete. La acestea, boala manifestându-se numai în stare homozigotă.